Mulțumesc! Hristos în mijlocul nostru! Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în feșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Mă bucur mult că pot fi prezent astăzi aici. Mă bucur, dragi prieteni creștini, dragi frați, că fac parte din grupul de rugăciune al Parlamentului și este o binecuvântare că astăzi putem fi împreună, în același duh. Și cred în continuare, deși, sigur, ca număr nu suntem foarte mare, nu este un grup numeros, sunt convins că tot ceea ce este bun pentru neamul românesc trebuie să treacă prin filtrul acesta creștinesc al valorilor și a tot ceea ce înseamnă poporul român. De aceea suntem aici și totul începe cu Dumnezeu. Vă mulțumesc mult! Mulțumim!